Mulțumesc. Situația alarmantă în România, numărul celor care se îmbolnăvesc din cauza băuturii este din ce în ce mai mare. Consumul excesiv de alcool este asociat cu aproximativ 200 de boli și poate cauza accidente rutiere, dar și accidente de muncă, traumatisme sau violență. Cu o bieri și fără o bieri. Două bieri, nu vă e teamă că mă îmbolnăviți. Deloc. Sunt alții care nu au băut deloc și au murit. Beți des, așa, o bere? Când prind ocazia. Dacă mănânc dimineața, pot beau și dimineața, dacă muncesc. Dacă nu muncesc, nu beau. Beți de dimineață, cât de des beți? Cât putem. Adică? E rușine? Nu e rușine. Nu, Dumnezeu a lăsat băutura ca să o bei oamenii, nu boii. Nu vă e teamă că vă îmbolnăviți? Nu, nu e teamă. Nu ne teamă de nimeni, decât Dumnezeu, Maica Domnului și Iisus Hristos. În această dimineață ce ați consumat? Și eu da Dumnezeu. Și adică, anume? Vinul.